elementele unui râu. Astăzi voi vorbi despre elementele unui râu, o lecție care poate fi studiată la clasa 5-a sau la clasa 9-a, depinde de nivelul de învățământ. Elementele unui râu sunt izvorul, cursul râului și gura de vărsare. Izvorul este punctul cel mai înalt al râului, locul de unde râul își începe cursul. Cursul râului cuprins între izvor și vărsare poate fi împărțit în trei părți: cursul superior, cursul mijlociu și cursul inferior, și gura de vărsare, locul în care râul se varsă. Bazinul hidrografic este suprafața de pe care râul își adună apele și se numește bazin hidrografic deoarece de acolo vin toți afluenții. Un râu are mai mulți afluenți. Locul în care se întâlnesc cele două râuri se numește confluență. Elementele unui râu: Albia minoră, Albia majoră, terasele și versanții. Albia minoră, porțiunea prin care curge râul de debite obișnuite. Albia majoră este cuprinde și lunga, locul prin care râul se poate scurge în cazul în care sunt inundații, terasele și versanții. Și să recapitulăm. 1. Izvorul. 2. Ar fi cursul. 3. Gura de vărsare. Cu 4. Este reprezentat un afluent. Al 6. Bazinul hidrografic. Cumpăna apelor este și linia imaginară care delimitează un bazin hidrografic. Iată ce putem să mai recapitulăm. În continuare, o schiță de lecție.